Peter Quill este un băiat a cărui mamă a murit de marele câș și care a fost răpit de niște extratereștri imediat după aceea. Amu, extratereștri care l-au sechestrat pe a nostru sunt niște pirați intergalactici conduși de către un albăstrel pe nume Yondu. Albăstrel care l-a crescut pe Quill ca pe propriul său fiu și care l-a învățat pe a nostru cam tot ce știe. Deci după ce a crescut, Quill a început să își zică Star-Lord, iar la un moment dat el a primit misiunea de a fura o sferă în care se află Piatra Infinitului a Puterii. Iar după cum probabil știți deja, Thanos vrea această piatră pentru a-și putea îndeplini visul de a șterge din existență jumătate de univers. By the way, dacă nu știți care e faza cu Thanos și cu Pietrele Infinitului, eu vă recomand să vă uitați la clipul meu cu Avengers în 25 de minute. În fine, revenind la Quill, a nostru l-a cam trădat pe Yondu și a furat Piatra Puterii pentru sine. De ce a făcut el asta? Păi pentru că Yondu nu este chiar cel mai adoptiv tată model. Adică el tot îl amenință pe Quill că o să-l mănânce și chestii de astea. Deci pentru a-l găsi pe Quill, Yondu a pus o recompensă pe capul acestuia. Plus nu doar atâta, dar pentru a obține Piatra Puterii, Thanos l-a însărcinat pe un tip pe nume Ronan să-i o aducă. Iar pentru a putea face cu succes asta, tipul a primit două ajutoare. Pe fiicele lui Thanos, pe Gamora și pe Nebula. Totuși e de menționat că acestea nu sunt fiicele sale biologice. Plus din cauza că Thanos a omorât jumătate din specia Gamorei, inclusiv pe familia acesteia, tipa are un pic de ranchiună față de noul ei tătic. Așadar, fiind sătulă să lucreze pentru Thanos și să fie responsabilă pentru moartea a milioane de oameni, Gamora a vrut să fure Piatra Puterii de la Quill pentru a o folosi în avantajul ei. Iar pentru că tipa este un asasin profesionist, acesteia nu i-a fost prea greu să-l găsească pe a nostru. Dar înainte ca ea să apuce să fure piatra, răfuiala celor doi a fost întreruptă de doi vânători de recompense. Un raton modificat genetic pasionat de arme și proteze robotice pe nume Rocket și un copac semivorbitor pe nume Groot. By the way, copacul e semivorbitor pentru că el zice doar I am Groot. Tradus în română, eu sunt Groot. În fine, mica ciondăneală dintre cei patru indivizi a fost întreruptă de către poliția planetei pe care se aflau, care i-a trimis la Mititica. Închisoare unde ai noștri l-au întâlnit pe Drax, a.k.a. unul care are boală pe Ronan din cauza că acesta i-a ucis familia și care e un pic cam greu de cap, adică el nu prea le are cu metaforele. Deci, după ce Drax și Gamora au căzut de comun acord că nu sunt inamici și că amândoi îl urăsc pe Ronan, toată trupa noastră a decis să colaboreze ca să evadeze din închisoare, urmând ca după aceea ei să vândă Piatra Puterii unei cunoștințe de-a Gamorei și să împartă profitul. Atâta numai că pe când ai noștri au ajuns la clientul fetei, ei au fost atacați de Ronan și forțele sale. Așadar, Drax a luat bătaie destul de zdravăn, iar nava Gamorei a fost aruncată în aer de către Sorsa pentru trădare, urmând ca după aceea Nebula să-i livreze lui Ronan în Piatra Puterii. Dar și acesta l-a trădat pe Thanos și în loc să-i dea lui Piatra Infinitului, el a păstrat-o pentru sine și și-a infuzat ciocanul cu aceasta. Amu Peter era gata să se sacrifice pentru Gamora și să-i dea ei masca lui de oxigen ca fata să nu se sufoce în spațiu. Gen, între cei doi există o mică tensiune romantică, iar spre norocul lor, familia de pirați a lui Quill a ajuns pe zonă la timp și i-a salvat. Deci în continuare Quill l-a convins pe Yondu să-l ajute să-l oprească pe Ronan, iar pentru că în urma unei lupte epice ai noștri au fost prinși pe nava acestuia în timp ce se prăbușa, Groot și-a învelit prietenii cu propriul său corp pentru a se asigura că ei supraviețuiesc impactului, astfel sacrificându-se în proces și învățând un nou cuvânt. Mai exact, ultima propoziție spusă de el a fost We are Groot. Tradus în română, noi suntem Groot. Nezo să-l ierte pe copăcel! Totuși să nu uităm de Ronan, care încă este viu și periculos. Deci Quill a făcut un dans stupid pentru a-i distrage atenția, iar Drax și Rocket au profitat de ocazie și i-au aruncat ciocanul în aer. Așadar, Quill a sărit după Piatra Puterii și a prins-o cu mâinile goale. Iar spre surprinderea tuturor, aceasta nu l-a dezintegrat instant așa cum ar fi trebuit. Deci după ce prietenii săi i-au dat o mână de ajutor și au absorbit o parte din povara pietrei, Quill i-a putut canaliza puterea și l-a dezintegrat pe Ronan. Ăsta nu merită un Dumnezeu să-l ierte. Deci în continuare, ai noștri au lăsat Piatra Puterii într-un safe din capitala unui imperiu galactic pentru a fi în siguranță, iar după aceea ei au format o echipă de mercenari spațiali numiți Gardienii Galaxiei. Plus ca și fapt divers, din rămășițele lui Groot a crescut Baby Groot. Adică putem zice că Baby Groot este fiul originalului Groot.
Deci, în continuare, ai noștri au fost angajați de niște extraterestri aurii cu nasul pe sus, care se numesc suveranii, ca să le păzească ceva baterii scumpe, iar în schimbul serviciilor prestate, gardienii o primesc drept răsplată pe Nebula. Dap, tipa a fost capturată de către tipii aurii, iar gardienii vor să o ducă la închisoare ca să încaseze recompensa de pe capul ei. Atâta numai ghinion că Rocket s-a gândit să fure câteva baterii de alea înainte de a pleca de pe planeta suveranilor. Așa că pe urmele gardienilor se află o întreagă flotă de nave. Deci atâta noroc că ai noștri au fost salvați la timp de către un tip semidubios care pretinde că este tatăl lui Quill și care este la propriu o planetă. Plus, în caz că vă întrebați, dar Paul, eu-l văd pe ăsta că e un om. Cum îmi zici tu mie că el e o planetă? Păi moșul planetă își manifestă conștiința sub forma unui avatar uman. Mai exact, pe tip îl cheamă Ego, iar el este un celest, adică un fel de zeu al universului Marvel. Plus, dacă vreți să aflați mai multe despre celești și cum funcționează ei, eu vă recomand să vă uitați la videoul meu cu Eternals în 10 minute. În fine, în caz că vă întrebați cum de-o știut moșul planetă că Peter Quill este Fiuso, păi asta din cauza că Star-Lord a devenit faimos în întreaga galaxie mulțumită faptului că a ținut în mână o piatră a infinitului. Lucru care, după cum am mai zis, nu este posibil pentru un om obișnuit, dar care este pentru unul pe jumătate celest. Deci, în continuare, gardienii se despart. Rocket și Baby Groot merg să ieie recompensa de pe capul Nebulei, iar Quill, Gamora și Drax merg la propriu pe Ego, unde tot fac cunoștință cu Mantis, a.k.a. un extraterestru de treabă care poate simți și induce emoții. Deci, cât timp Peter stătea cu taxul și făcea bonding cu acesta, suveranii l-au angajat pe Yondu ca să îi captureze pe gardieni. Dar pentru că albăstrelul a dat să își protejeze fiul adoptiv, o parte din echipajul acestuia s-a revoltat împotriva sa și l-a detronat cu ajutorul Nebulei. Dap, tipa l-a prostit pe Baby Groot să o elibereze ca să-l ajute pe Rocket cu pirații ăia spațiali. Mare greșeală. Așadar, Yondu și Rocket au fost luați prizonieri, iar tot echipajul de pirați care i-a rămas loial albăstrelului a fost executat. Totuși, nu e problemă de război, pentru că unui anumit pirat pe nume Kraglin nu prea i-a convenit că prietenii săi au fost omorâți. Așadar, drept consecință, el i-a eliberat pe Yondu și Rocket din celula lor și i-a restituit albăstrelului arma preferată. O săgeată zburătoare pe care o controlează fluierând. Deci, cu sculaia, ai noștri au scăpat din labele piraților și urmează să meargă să-l salveze pe Quill din ghearele lui Ego. Mai exact, Ego și-a plantat la propriu sămânța peste tot prin univers, ca ulterior să absoarbă planetele însămânțate ca să facă parte din el. Dar ca acest proces să fie dus la bun sfârșit, Ego are nevoie de mai multă putere. Așa că în capul lui, el s-a gândit cam așa. Ce-ar fi să-mi fac un fecior care să mă ajute cu asta? Deci, tipul a călătorit de colo-colo prin univers și-a lăsat o grămadă de femei gravide, urmând ca după aceea el să plece după lapte și să-l plătească pe Yondu să-i aducă copiii după ce cresc. Puțină dubioasă povestea până acum, dar faza cea mai rea este că moșul nu prea se poate folosi de plozii săi care nu i-au moștenit gena de celest. Așa că, drept urmare, tipul și-a omorât copiii pe capete. Așadar, atunci când Yondu a aflat de soarta copiilor pe care i-a răpit până acum, era rândul lui Quill să fie dus la taxu. Așa că albăstrelul a decis să-i salveze viața și să-l ieie pe băiat sub aripa sa protectoare. În fine, revenind în prezent, Ego și-a pus planul în mișcare și a început să-l ajute pe Quill să-și canalizeze puterile de celest, care, by the way, se manifestă doar atunci când a nostru se află în preajma lui Taxu. Deci, până acum, totul merge așa cum a plănuit Ego. Dar, din păcate, moșul s-o cam scăpat și i-a zis lui Quill că el este cel care a omorât-o pe Măsa din cauza că s-a îndrăgostit de ea și a început să-i fie frică că noile sale sentimente o să îi stea în calea planului de a absorbi tot universul. Așa că, normal că de nervi, Quill a început să se lupte cu Taxu sub formă unui Pac-Man, lucru care i-a dat timp lui Baby Groot să ajungă în centrul planetei unde se află creierul lui Ego pentru a planta acolo o bombă. Așadar, moșul planetă a fost aruncat în aer, iar odată cu el s-a risipit și atmosfera respirabilă din jurul corpului său. Așadar, Yondu a trebuit să se sacrifice și să-i dea lui Quill costumul său spațial ca al nostru să nu moară sufocat și înghețat în spațiu. Nezo să-l ierte pe Yondu, dar nu și pe Ego! Deci, pe moment, totul e bine, iar gardienii galaxiei au câțiva membri noi. Pe Mantis, care e totodată sora vitregă a lui Quill, Dap, Ego n-a omorât-o pe Mantis din cauza că acea
aceasta îl ajuta să doarmă. Iar cât despre Nebula, păi între timp ea și Gamora au făcut pace și au căzut de comun acord că Thanos este un nesimțit care le-a învrăjbit una împotriva celeilalte. Gen Nebula e în proporție de 90% robot din cauza că Thanos mereu își punea fetele să se bată între ele, iar de fiecare dată când Nebula pierdea, Thanos îi înlocuia o parte a corpului cu o componentă electronică. În fine, că tot vorbeam de Thanos, între timp gardienii galaxiei l-au găsit plutind în spațiu pe Thor, zeul tunetului, care le-a zis că Titanul Mov a pus mâna pe două dintre cele 6 pietre ale infinitului. Așadar, în continuare, gardienii se despart. Rocket și adolescentul Groot îl duc pe Thor la niște pitici fierari ca aceștia să îi construiască o nouă armă, iar restul gardienilor au încercat să-l oprească pe Thanos din a pune mâna pe cea de-a treia piatră a infinitului. Dar ei au ajuns cam prea târziu la petrecere și drept consecință Gamora a fost luată prizonieră și sacrificată ca Thanos să obțină și cea de-a patra piatră. Nezo s-o ierte pe Gamora! Amu, pentru că gardienii galaxiei nu știau de ceea ce a pățit colega lor, ei au vrut să-l atace pe Thanos la el acasă în speranța de a o salva. Iar acolo, ghiciți ce, ei s-au întâlnit cu Iron Man, cu Doctor Strange și cu Spider-Man, care de asemenea nu-l prea plac pe Thanos. By the way, vedeți că găsiți la mine pe canal clipuri în X minute cu ăștia trei. Bine, asta cu excepția lui Iron Man, dar o să-i vină și la el rândul. Așa că nu ezitați să vă abonați la canal și să prindeți clopoțelul ca să fiți notificați atunci când am să postez clipul. În fine, mergând mai departe, răzbunătorii și gardienii galaxiei au făcut echipă împotriva Titanului Mov și au reușit să-l imobilizeze. Dar pe când ai noștri Michael au dezarmat de mână ușa cu care controlează pietrele infinitului, Quill și-a dat seama de ce i s-a întâmplat Gamorei. Iar pentru că cei doi formau oficial un cuplu de ceva vreme, a nostru și-a ieșit din mint și a început să-l lovească pe Thanos în față. Lucru care l-a scos pe acesta din transa lui Mantis și astfel tipul i-a înfrânt pe gardieni și pe răzbunători și a primit de la Doctor Strange piatra timpului ca să-l cruțe pe Iron Man. Așadar, după asta, Thanos a mers pe pământ unde și-a completat colecția și a șters de pe fața pământ jumătate din populația universului. Deci singurii gardieni care au supraviețuit genocidului lui Thanos sunt Rocket și Nebula. Iar în continuare aceștia i-au ajutat pe Avengers atât să-l omoare pe Thanos cât și să anuleze genocidul acestuia cu ajutorul unor pietre ale infinitului din trecut. N-am să detaliez mai mult aceste evenimente că deja le-am acoperit pe larg în videoul meu cu Avengers în 25 de minute. Așadar, ce e de reținut e că gardienii galaxiei s-au reîntregit. Asta cu excepția Gamorei. Gen Gamora, iubita lui Quill, a rămas moartă. Dar pe zonă a apărut o Gamora din trecut care e bună, dar care din păcate a fost transportată în viitor înainte de a-i întâlni pe gardienii galaxiei. Cu alte cuvinte, aceasta nu-l cunoaște pe Quill și nu vrea să aibă de-a face cu el. Lucru care l-o cam băgat pe a nostru în depresie. În fine, cu sau fără depresie, ai noștri și-au cumpărat un cap de celest pe care îl folosesc pe post de bază, iar rândurile lor au continuat să crească. Mai exact, pentru puțină vreme și Thor a făcut parte din echipă, iar ca membrii permanenți gardienilor li s-au alăturat un câine cu puteri telepatice și Kraglin, cel din urmă chiar ajungând să preieie și să folosească în luptă jucăria lui Yondu. By the way, vă mai aduceți aminte de suverani? Păi pentru că ei au fost prinși la mijloc în timpul luptei dintre gardieni și Ego, aceștia au mai pierdut încă o flotă, motiv pentru care vor răzbunare. Așa că ei l-au creat pe Adam, a.k.a. un Superman cocalar care i-a atacat pe gardieni și care l-a rănit grav pe Rocket. Deci pentru că ai noștri nu-i pot trata rănile ratonului fără să-i declanșeze un mecanism de autodistrugere, Quill a trebuit să revină cu picioarele pe pământ, iar Nebula o plătit-o pe sorsa din trecut ca să îi ajute pe gardien să se infiltreze în baza celor care l-au creat pe Rocket în speranța de a găsi un mod de a trece de acel mecanism de siguranță. By the way, Gamora din trecut a ajuns conducătoarea piraților spațiali care l-au răpit pe Quill. Dar nu a oamenilor lui Yondu, pentru că albăstrelul i-o cam omorât pentru trădare, ci a altor pirați care fac parte dintr-o divizie separată de a aceleiași facțiuni. Deci, după câteva împușcături, ai noștri tot nu au aflat cum să-și salveze prietenul, dar în schimb, măcar ei au găsit o pistă. Pistă care i-a condus pe o planetă care imită la perfecțiune pământul nostru. Singura diferență fiind că acesta nu e locuit de oameni, ci de niște animale humanoido-hibride. Gen ăla care l-a construit pe Rocket își zice marele evoluționist și e obsedat de a
crea forma de viață perfectă, motiv pentru care el l-a și creat pe Rocket. Dar partea interesantă e că ratonul nostru e special și își cam frustrează creatorul. Genotipului îi tot eșuau experimentele, iar Rocket i-a dat soluția la problema sa. Lucru care e de neconceput pentru marele evoluționist. Gen, cum adică creația sa a putut face ceva ce el nu a putut? Plus, din cauza că Rocket este primul său experiment care a putut gândi de unul singur și nu doar a reprodus ceea ce a văzut anterior, tipul a devenit obsedat de-a nostru și vrea să le disece ca să-i studieze creierul. Atâta noroc că Rocket a scăpat din custodia sa înainte ca asta să se întâmple, dar din păcate în proces el și-a pierdut toți prietenii. Motiv pentru care de atunci el mereu a fost nesimțit cu cei apropiați lui, din cauza că îi era frică să se atașeze de cineva ca să nu mai simtă din nou durerea de a-l pierde. Nezo să ierte pe prietenii lui Rocket! În fine, deci, după ce Adam i-a zis marelui evoluționist că Rocket încă este în viață, tipul și-a mobilizat toate resursele pentru a-l captura. By the way, în caz că vă întrebați ce legătură are Adam cu dubiosul ăsta, păi și suveranii sunt creațiile sale. În fine, Quill și Groot au mers să vorbească cu marele evoluționist ca de la bărbat și copac la om de știință. Iar cât timp asta se întâmpla, tipul și-a trimis unul dintre experimente după Rocket pe nava gardienilor. Iar de îndată ce acesta a confirmat că și-a îndeplinit misiunea, marele evoluționist a dat să își ieie zborul și să distrugă pământul contrafăcut. Adică așa el scapă atât de gardienii galaxiei, cât și de creația sa de care nu este mulțumit. Amu, ceea ce evoluționistul șef nu a prevăzut a fost că Adam se va lupta cu experimentul său ca el să fie cel care îl livrează pe Rocket în numele suveranilor. Așa că pe baza proverbului unde doi se bat al treilea câștigă, cea care a rămas în posesia lui Rocket este Gamora. Deci numai bine, pentru că între timp Quill și Groot l-au răpit pe unul dintre asistenții evoluționistului și i-au extras din cap chipul cu memorie, chip pe care se află tot dosarul și planul de proiectare a lui Rocket. Cu alte cuvinte, ratonul nostru a fost salvat din pragul morții, dar pentru că Drax, Mantis și Nebula nu au știut că Groot și Quill au scăpat de pe nava marelui evoluționist, aceștia au mers pe ea cu gândul de a-i salva pe ai noștri. Deci situația e tocmai pe dos. Quill, Groot, Gamora și Rocket trebuie să se infiltreze pe nava marelui evoluționist ca să îi salveze pe Drax, Nebula și Mantis. Iar pentru a face asta, ei au chemat niște întăriri. Adică câinele Telepat și Kraglin le-au venit în ajutor cu capul ăla de celest. Așadar, în continuare, gardienii se luptă cu toate experimentele malefice ale marelui evoluționist, iar în proces ai noștri au dat să îi salveze și pe copiii pe care nebunul urma să îi transforme în mutanți. Plus, în tot acest haos, Rocket și-a înfruntat fantomele din trecut și alături de prietenii săi, i-a dat marelui evoluționist ceea ce merită. O bătaie bună și cam atâta. Gen, Rocket a decis că este o formă de viață superioară care nu se coboară la nivelul unui act josnic pe care creatorul său l-ar face. În fine, totul bine după acest incident, dar gardienii galaxiei se cam despart. Adică Mantis pornește singură într-o misiune de autocunoaștere, Gamora se întoarce la pirații ei, Drax și Nebula se pun să aibă grijă de copiii salvați mai devreme, iar Quill merge pe pământ pentru a-și vizita neamurile pe care nu le-a văzut încă de când a fost răpit de către Yondu. Așadar, la cârma gardienilor rămâne Rocket, iar echipa primește câțiva membri noi, printre care se numără și Adam. Gen, în timpul ultimei lupte, Groot l-a salvat pe acesta de la moarte. Lucru care l-a făcut să se gândească că poate marele evoluționist nu e chiar așa de treabă cum pare. Mai ales ținând cont că el i-a cam omorât mama atunci când a detonat pământul contrafăcut. Nezo s-o ierte! Plus, în caz că vă întrebați cum de s-o putut alătura Adam echipei ținând cont că el este cel care mai că l-a omorât pe Rocket? Păi după ce nava marelui evoluționist a fost distrusă, Quill era să rămână blocat în spațiu fără un costum adecvat. Deci dacă nu era Adam care să-l salveze, a nostru ar fi dat colțul. Deci, da, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Quill, Rocket și restul gardienilor galaxiei. Așadar, până ce vor mai apărea materiale noi cu ei, eu vă las cu membrii de pe canal. Un rând de aplauze pentru legendele? Andrei Otacu, Imperial Tom, Vlăduț Ghineț,
Ionix, Dark, Tudor F.T., Xing Ro, Grandiose Films, Bogdan Tache, Ștefan 01 Ro, dar și pentru celelalte legende care apar pe ecran. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri aici pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Nu uitați să-mi ziceți în comentarii ce videouri din universul MCU mai vreți să vedeți în X minute, ne auzim pe Insta și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și noi ne vedem data viitoare.